Ce opțiuni există în momentul în care pornim la negociere? De ce am dorit noi
un salariu, nu știu, de 50 de milioane cu un post care în compania respectivă poate este încadrat în niște grile. Și atunci, oricât de multă bunăvoință ar avea pe cunoscu, nu va putea să ne ofere acest salariu, da? Poate ar fi ideal să avem la noi un plan B întotdeauna, în momentul ca un pas pe care să poate și să spună ok. Poate nu se poate acest lucru, poate nu se poate să primești exact valul din punct de vedere financiar, dar se poate să primești alte beneficii care să compenseze. Și atunci, cred că pentru fiecare să primească, nu știu, bonul de masă, să primească un telefon mobil plătit de către firma, nu știu, în funcție de poziția pe care o are în companie, să primească o mașină de servicii. Toate acestea sunt niște avantaje care cuantificate în financiar înseamnă până la urmă tot bani, nu? Poate că alții sunt interesați să aibă un program mai scurt de muncă. Ok, nu primesc salariul pe care vreau la nivelul la care cer eu, dar poate primesc un program de muncă care îmi dă mai mult timp liber și automat îmi crește calitatea vieții mele personale sau am timp să mă ocup de alte joburi dacă vreau acest lucru, da? Următoarele subiecte au fi să fii informat despre valoarea ta pe piața muncii. Valoarea ta nu ca om, valoarea ta din punct de vedere profesional, pentru că, așa cum spuneam, există niște grile, există niște limitări în care, în general, pe piața muncii funcțiile se cuantifică financiar. Bineînțeles, aici există ca la orice excepție, da? Însă, întotdeauna dacă să te autoevaluezi obiectiv, încearcă să fii sincer cu tine și să te poziționezi corect, nici utopic și supraevaluat, însă nici foarte jos. Dacă știi că ești bun în ceea ce faci, ai curajul și cereți drepturile. Este foarte important, eu personal cred că aceasta este una din problemele pe piața muncii noastre, pentru că foarte mult eu sunt foarte jos în momentul în care suntem într-un astfel de moment și ne gândim am rate de plătit, am probleme, nu permit, sunt divorțat, am un copil acasă, bine că am acest job. Eu nu cred că este sănătoasă această atitudine. Eu nu văd cum să vă duceți să poate să fie numasă, însă cred că fiecare om este are dreptul să ocupe poziția financiară, socială pe care o merită, da? Bun. Întotdeauna, în momentul în care te afli la un interviu de angajare, este ideal să ceri cel puțin 10% mai mult decât salariul pe care l-ai avut anterior. Acum, teoria spune bine, practica ne omoară. Și practica spune în urma studiilor că de fapt, în mod normal, la un interviu de angajare, la un job nou, se pot obține între 6% și până la 40% mărire în funcție de cum știm să ne vindem și în funcție de cum știm să ne prezentăm. Și totodată, la un job în care deja suntem de o perioadă, media este undeva între 6% și 8%. Deci, optați-vă pentru care variantă mergeți mai departe, să rămâneți într-o firmă în care aveți șanse mici, dar poate aveți alte oportunități. Apoi, identifică din timp, înainte de a te duce să discuți, obiectivele pe care le-a putea aplica să fie tău. Fii pregătit, coerent, să ai răspunsurile la tine pentru posibilele obiecții pe care le-ai putea identifica în discuția cu șeful tău. Bun. Apoi, cred că foarte important ar fi să știm momentul exact în care e bine să facem această negociere, indiferent că ne aflăm la un interviu de angajare sau ne aflăm într-o discuție de negociere, trebuie să încercăm să simțim partenerul de discuție, să simțim când este momentul oportun. Cred că fiecare din voi, dacă ați fost la un interviu,
Nu v-ați dus în prima recinzi, nu v-ați întrebat și câte salarii, vreau să spunem pentru chestia asta, face ceva cum nu mai avea nu. Nu, nu cred, nu cred că dacă ați fi un angajator, ați angajat pe cineva care a avea atitudinea aceasta, da? M-a interesat să vedeți la omul respectiv, este interesat cu adevărat de ceea ce ai de făcut acolo, de facturile lui, de jobul lui, da? Nu, în momentul în care suntem deja într-un job, discutăm, trebuie să facem această discuție cu șefii noștri superiori, poate că ar fi indicat că există câteva elemente de persoasiune pe care să le folosim în interesul nostru și în momentul oportun, de nu mergem să ne mergem și că putem este nervos, crizat, supărat, stresat de ce este ce este urgentă, da? Bun. Cum am spus mai devreme, discuția nu ar trebui să aibă loc într-un moment de început a discuției, ci undeva la final, în care am foarte exact care sunt detaliile, care sunt toate aspectele și de o parte și de cealaltă. Bineînțeles, în momentul în care am stabilit deja o relație minimă, pentru că dacă mă întrebați pe mine, cele mai importante negocieri și cele mai bune negocieri sunt cele care sunt win-win. Iar când spun win-win, nu mă refer neapărat la a câștiga fix 50%, 50% fiecare din părți, ci mă refer și la o negociere win-win în care eu câștig 40% și cealaltă câștigă în momentul de față 60%, dar poate am oportunități să cresc frumos în viitor. Iar ultimul aspect din cele câteva gesturi pe care aș vrea să le dau ar fi ca în momentul în care ați stabilit, ați decupat, ca să spun așa, pe acest subiect, să încercați să obțineți o hârtie, un document, un e-mail, o scrisoare, pentru că știm foarte bine vorba volei. Da? Tot ce este pe hârtie ne scutește de viitoare aprinsă, de viitoare discute și neînțelegeri. Iar în încheiere, aș vrea să vă spun, să vă prezint câteva calități pe care un negociator, de clasă, un negociator bun ar trebui să le aibă. Și numai câteva din ele, nu am intrat foarte mult în detalii, pentru că nu aș avea de timpul necesar. În primul rând, cred că negociatorii foarte buni sunt expuși. În momentul în care te poziționezi mai jos decât ceea ce ai spus sau mult la nivelul la care ești în momentul de față, nu ai șanse de evoluție. Deci ai curaj, ai încredere, ca cum spus, și negociază acolo unde îți doresc să ajungi. Adună întotdeauna informații despre subiectul pe care doresc să negociezi. Informația înseamnă putere, înseamnă bani. Deci, fii informat încât să poți să fii stăpân pe tine, încât să nu poți să fii luat ca o frunză în vânt de niște răspunsuri pe care le-ai citat din ei. În al treia rând, un negociator bun știe să asculte, a asculta eficient, activ, a asculta cu adevărat, este foarte important. Pentru că foarte multe ori vorbim cu partenerul și cred că vintele pe lângă noi. Percepem doar foarte puțin din ceea ce spunem verbal. Deci este non-verbal, para-verbal și așa mai departe. Trebuie într-o negociere să dăm foarte mare atenție acestui capitol. A asculta eficient și a asculta activ. Apoi să avem încredere că ceea ce vrem noi să oferim, indiferent că sunt servicii, că sunt produse, nu știu, aici nu are penoarea salariului, este important pentru cel pe care discutăm, este ceea ce are el nevoie în acel moment. Apoi, cred că foarte important este să știe, să poată, să fie în stare negociatorul, să simtă partenerul, să identifice ce nevoie are el și să reacționeze ca atare, pentru că dacă nu știu, mă duceți să vă cumpărați o cămașă și vă doriți să vă lasă la preț și vânzătorul nu știe să vă asculte, nu știe cum să vă ia, nu știe să vă prinde ce calități are acea cămașă, cum să poate să vă vreau și să vă poate să vă convingeți, da? Bun.
Thank you.